Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea pentru sâmbătă 30 ianuarie. Hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, pe partea de dragoste avem nouăle de cupe, o carte foarte frumoasă, cartea de noroc și de binecuvântare în dragoste. Pentru cei singuri, acum este momentul să discutați, să socializați, să ieșiți la întâlnire, să căutați partenerul, partenera ideală, pentru că aici cu nouăle de cupe aveți foarte mari șanse să găsiți persoana ideală pentru voi. Nouăle de cupe este și cartea trofeu, cartea de răsplată și de abundență emoțională. Prin urmare, cu această energie ca fundal emoțional pentru această zi, acum este momentul să contactați oameni, să socializați cu cât mai mulți oameni. Pentru băieți, dacă vă place o anumită fată, nu ezitați să-i scrieți, să o chemați în oraș, să o invitați la un ceai, la o cafea. Pentru doamne și domnișoare, ziua ideală ca să vă aranjați, să vă pregătiți, să fiți frumoase și atrăgătoare. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, nouăle de cupe vine cu o energie foarte frumoasă în relația voastră, cu foarte multă dragoste, foarte multă tandrețe și apreciere din partea partenerului sau partenerei voastre. Nouăle de cupe vine cu foarte mult echilibru și armonie în domiciliu, în casă, în familie. Cu energia de nouă de cupe pe partea de dragoste, astăzi o să vedeți pe social media, pe Facebook, pe Instagram, mai multe poze cu cupluri fericite, cu familii fericite, toată lumea o să vrea să își afișeze relația, împlinirea și bucuria. E foarte important pentru toată lumea ca astăzi să nu-i invidiați pe cei mai fericiți și mai bucuroși, ci dimpotrivă să vă bucurați pentru ei, pentru că prin această energie de gratitudine, de bucurie, de mulțumire, o să reușiți și voi să atrageți aceleași elemente în viața voastră. Pe partea de sănătate avem aici împărăteasa, aceeași carte care a mai ieșit pe partea de sănătate săptămâna aceasta și pentru ziua de marți. Prin urmare, mare atenție aici la aceleași energii care au fost pe zona voastră de sănătate marți, pentru că s-ar putea să se repete și în această zi. Împărăteasa este cartea cea mai fertilă din tarot. Prin urmare, vești bune pentru toți cei care își doresc să aibă un copil. Este o zi cu foarte mult potențial pozitiv în această direcție. Pentru cei care nu vă doriți să aveți copii, este foarte important să luați toate măsurile adecvate de protecție. Pentru cei care nu vă aflați la vârsta la care să aveți copii, împărăteasa înseamnă și nașterea unei noi etape în viața voastră. Prin urmare, această zi este ideală pentru a iniția lucruri noi, care să vă aducă mai multă stabilitate și mai mult echilibru pe partea de sănătate. Pentru cei care începeți o dietă, asigurați-vă că o să introduceți în alimentația voastră mai multe fructe și legume, mai multe alimente organice, bio, cât mai puțin procesate. Pentru cei care vreți să începeți să faceți sport, încercați să vă apucați de activități în aer liber, nu neapărat de sporturi care se fac în interior. Pentru că toate aceste lucruri, apropierea de natură, de starea naturală a alimentelor, de pământ, de mama natură în general, o să vă ajute. O să vă ajute să obțineți o stare de sănătate mai bună, să vă echilibrați energetic organismul, să fiți în armonie cu lumea naturală. Încercați să petreceți mai puțin timp în fața calculatoarelor, în fața ecranelor, în mediul digital și mai mult timp în lumea naturală, mai ales în această zi, pentru că o să vă ajute foarte mult.
Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem 8-ul de bâte, cartea de comunicare, de viteză, de lucruri care se mișcă foarte rapid. Foarte interesant să apară această carte tocmai în ziua în care Mercur începe mișcarea sa retrogradă, pentru că una dintre problemele pe care Mercur le aduce de obicei în faza sa de retrogradare este tocmai probleme în comunicare, dar și în transport. Așa că mare atenție, începând de astăzi până în 20 februarie, la modul în care comunicați, asigurați-vă că transmiteți lucrurile cât mai clar, cât mai succint, pe înțelesuri tuturor. Citiți un mail de 10 ori înainte să-l trimiteți, aveți grijă la SMS-uri că le trimiteți chiar la persoana pentru care erau destinate acea informație, aveți grijă în trafic, aveți grijă când traversați, pe unde traversați, mare atenție la toate aceste lucruri, pentru că Mercur poate să aducă aici mari probleme. 8-ul de bâte, da, după cum ziceam, este o carte de comunicare, de mișcare și de călătorii. Este foarte important în această zi să fiți foarte atenți la oportunitățile care e posibil să apară în fața voastră. E posibil să apară așa pe nepusă masă, din senin, opa, nu știi de unde sare iepurele, de unde sare oportunitatea. 8-ul de bâte ne arată că începând de astăzi o să aveți parte de o perioadă mai aglomerată, mai încărcată pe partea profesională. E posibil ca și Mercur retrograd să adauge peste toată această aglomerare, să facă lucrurile mai neclare și mai încălcite. Și de aceea este foarte important, mai mult ca în alte perioade, începând de astăzi, să fiți mai atenți, mai perfecționiști, să aveți grijă mai mult. 8-ul de bâte vine și cu părți pozitive, pentru că lucrurile încep să se miște foarte rapid. Și aceia dintre voi care mi-ați urmărit etalările de tarot și horoscopul pentru luna ianuarie și v-ați pregătit pentru această perioadă de Mercur retrograd, puteți să aveți aici parte de foarte mult succes. Cei care nu ați văzut încă aceste videouri, puteți să le vedeți, aveți link-ul aici în colțul din dreapta sus. Și de asemenea vă recomand să urmăriți și etalările pentru luna februarie. În partea de horoscop vă spun exact la ce să aveți grijă în perioada de Mercur retrograd și în partea de tarot analizăm puțin energiile lunii februarie pe perioade. Bun, și înainte să finalizăm această etalare vreau să vă scot și un card de înțelepciune, mesajul pentru această zi. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să îmi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles, nu uitați să dați un like acestui video. Mesajul pentru această zi este următorul. Sunt dispus să îmi văd măreția. Dacă gândesc că sunt o persoană rea, am un sentiment neplăcut, dar dacă îmi schimb gândurile, sentimentul dispare. Un mesaj foarte frumos pentru această zi, care vine cumva în completarea mesajului de ieri. Aveți foarte mare grijă la gândurile voastre, la vorbele voastre, pentru că toate acestea vă modelează realitatea. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!